Suntem în Muzeul Art Safari, alături de Ioana Ciocan, care astăzi este ghidul nostru aici. Maria, am zis să mergem și cu tine să vezi artă, da, cultură, să vedem ce părere ai tu despre ce se întâmplă aici. Ești curioasă? Sunt foarte curioasă, mai ales că eu nu prea știu din asta artă ceva. Povestește-ne puțin despre eveniment. Avem o expoziție de artă, nu mică, nu mijlocie, ci foarte mare, pentru că sunt aproape 800 de lucrări expuse. Sper că avem timp, Maria, noi așa să le vedem pe toate, așa zic și eu. Și pe lângă că sunt 800, sunt și foarte scumpe. Știi cât costă? Cât? 9 milioane de euro. Exact. Haideți să ne arăți ce se întâmplă aici. Să știi că opera asta de artă pe care călcăm în acest moment nu se termină când ajungem la capul scării. În spatele ei este alta și alta și alta. Wow, ce frumos! Da, a durat 3 săptămâni să se picteze aici. Hai să vedem dacă mai recunoști un personaj aici. Ia să vedem, cine crezi că e? Asta e Iohannis. Vai, e bravo. Exact. Și știi cine e în dreapta lui? Nu știu, chiar nu. Eu sunt. A, pe bune! Pe bune! Deci, asta e fotografia originală, după care pictorul a realizat pictura. Pe cine avem, Maria? Își recunoști pe cineva? Da, recunosc 4 oameni. Regina Elisabeta. Bravo, nota 10. Cum era? Donald Trump. Bravo. Femeie, bărbat. și cam atât. Dar am o întrebare întrebătoare. Sper să pot să răspund. De ce are mustață? O femeie nu are mustață. Într-o mare de bărbați, câteodată ea era singura femeie și atunci aș punea și ea mustață. Bună ziua! Ai grijă că nu putem să supărăm lucrarea, știi? Dacă te apropii de ea, se mișcă. Mă apropii de ea. Nu! Deci noi încercăm orice. Uite, se mișcă. Wow. Super, eu plec de aici. Dar ce zici de șarpele din spatele tău? Eu zic să-l urmărim, să vedem până unde merge. Da, chiar așa, cât de lung este? E foarte lung. Pot să zic că are 750 de metri. Mă întreb dacă domnul Einstein, pictat de Obi, ar dori să facă puțină conversație cu noi. Deja mi-e frică. Hai să ne apropiem. Bun. Nu-i corect! Dacă nu a fost chiar atât de rău! Nu! Nu e foarte înspăimântător, nu-i așa? Da! Spune-ne puțin despre această pictură, de unde a fost adusă? Pictura este vedeta expoziției Art Safari, este cea mai valoroasă lucrare expusă aici, valorează peste 200.000 de euro. A fost pictată în Japonia, din Japonia a călătorit până în Statele Unite, din Statele Unite a ajuns în Europa și a fost descoperită în Italia și uite că astăzi se află în România. Călătorie, Maria, într-adevăr, fascinantă, zic eu, nu? Cum ți s-a părut ție? Mie mi s-a părut super, mai ales că acum știu și eu puțin artă. Super!